Știu cu cât s-o vând atâta, da. Dacă... Cu cât? 35 de mii? Ce era cum? 20 ceva de mii e una... Normală. Asta are și kilometri puține, are 96 de mii de kilometri. Din 2012. 3600. Băi, și consumă puțin, bă. Consumă puțin? Ia uitați, fraților, ce mașină și consumă puțin, 5%. A venit fratele Pip în Craiova, la filmări. Direct din brazda lui Novac. Ră! Tank sovietic. Ce să facem la filmări? Și fără stres. Asta merge. Mai cu teamă. Și foarte, știi. Tot timpul. Am ajuns vreo 3. Cine vrea să vină la filmări, în brazda lui Novac, la Simplon. Vă așteptăm. Am pus niște forme, da? Dar 5 zile am lipit la ceva, 4 inci. A venit la casă, nu cum te zile. Vino în brazdă dacă vrei poză. Soldați universali. În curând începem filmările. Ia de fratele, ok, că vrea lumea să audă motorul. Ca un tank sovietic se cutremură asfaltul când îi dă acum cheie. Montana, străzile pe care alerg n-au curent electric. La BLRI vin ca un tank sovietic. Pe care alerg n-au curent electric. Direct din Craiova unde... Tank sovietic. Da, e bombă. Și melodia se numește Tank Sovietic, la fel ca mașina. Cine vrea să vadă mașina, cine e pasionat de mașină, în brazda lui Novac, la Simplon. Apărem ca niște tancuri. Forța, a? Mă, zic mașina. Păi pe aici, prin zonă, prin brazdă, mai stăm vreo oră, dar na, ne plimbăm dicolo-colo, nu stăm într-un loc, avem de filmat. Pe jos nu atinge pe jos. Studia lumea, mă, că unde sunt prăjitoriște și gurile astea, că dacă faci ceva, gata, te dă. Frate, la mine nu era, era doar că trebuia să mergă. Ia uite toată lumea ce se uită la mașină. Cât costă gențile? 3000 de euro, nu? Da. I-am învățat și prețurile. Mi-a trecut
asfaltul multicolor, frate. Nu e mai regular ala acum, multicolor înseamnă două culori minim. Dar orice culoare aș face, după aia nu mai mult la ala, știi? Ce culoare vrea, e mai cu 20 de ani. Trebuie să iese clipul forță, n-are încotro. Respect, respect la toți, fratelor. Interiorul. Așa este interiorul. Montana, strângile pe care le au curent electric, în abelerii din cauza sovietic, strângile pe care le au curent electric, la abelerii. Era neagră, ca un tank sovietic, tank sovietic, ca un tank sovietic. Aline, te sunase mas să vii la videoclip. Vreo 35.000. Păi Europa trebuie să fie... Oricum este pusă și la vânzare. Fraților, am mai zis unde ne găsiți pentru poze. În brazda lui Novac, Craiova. La Simplon. Salut, salut, fraților. Viață periculoasă ca un tank sovietic. Ce să se întâmple? Nu se întâmplă nimica. Îl are acolo, în parbriz pus. Din Oltenia. Oltenia. La Olteni. Unde să-l pună? Pe aici. Nu, frate, consumă puțin. 5.0 benzină? Ia uzi că nu există 5.0. Doar 3.6 și 6.2. Da, uite. Ăsta e 3.6. 3.6? Cât consumă? Cam 14. 14? 14 când merg eu. Și la cât te-a dus? Întrebă cineva cât te-a dus... Mașina e la o să fie la vânzare, 35.000. Negociabil sau preț fix? Preț fix. Preț fix 35.000, o nimica toată. Da, hot. Oltenia în casă. Fără număr să vede. Ce zice un? Și vorul meu la E60 îl ține în geam. Dar te salutară mai mult. Ca te etichetai. Da? Acum te las la volan. O iau pe jos, trec ca următorul plan. Mulțumesc pentru că mi-ai fost loială. Se pare că m-au dat. Și că nu agață de asfalt când mergi cu ea? Nu, că are suspensie sport. Are suspensie sport. Reglabil. Duritate, înălțime, tot ce... Tot ce vreți. De ce o vinzi, i-auzi? Ca să-mi iau o altă mașină mai. Nu-i merge o capsă la motor. Ca să și altă mașină mai bună, fraților. Să facem rost, să facem loc la un Lamborghini în garaj. I-auzi, la un Lamborghini în garaj. Așa întreabă românul ăsta, a, păi de ce o vinzi cu așa mașină?
Cred că are vreo problemă cu ea, nu știu ceva. Ce asta e românul nostru, mentalitate. Nu că vrei să-ți iei altceva mai sus. Ce? Nu că vrei să-ți iei altceva mai sus, să gândi că are o problemă mașină. Fraților, băiatul are service, n-are nicio problemă mașina. Mai vin și RS5. Îl vin și pe ăla? Cu cât? 40. E mai scump Audi ca Camaro. Ne apucăm de filmări? Da. De ce mai stai? Unde filmezi? Păi pe aici, după blocuri, să găsim un spațiu mai larg, știi? Ca să punem mașina frumos. Pip te pupă ursul și te așteaptă la Expo cu ceva nou. La anul viitor. La anul viitor, ceva, forță! A, și tot el are și BMW-ul ăla cu jacuzzi. Și ăla e la vânzare. BMW-ul cu jacuzzi. Nicule, în 35.000, așa cum o vezi, înscrisă tot. E. Păi ce ai treabă? Trebuie să mă duc la poliție. Păi? Duminica? Să dau o declarație, vă explică. Păi la ce oră? Bună, Adina, ce faci? Chevrolet Camaro. Ia uzi, cât costă BMW-ul ăla cu jacuzzi? Primesc oferte în blanc. Ia uzi, așteaptă oferte, să-i trimiteți voi oferta. Pentru BMW-ul cu jacuzzi. Din spate, păi da, dar bate soarele și nu prea se vede bine în spate. E soarele în spate. Ia o să accelerez puțin pentru 900 de persoane. Adevărat, turează. Ia uzi un băiat că își vinde apartamentul și o cumpără el. Păi faceți schimb, frate, îi dai apartamentul și îți dă mașina. Salut, Lorenzo, hai la filmări. Mai e un pic, fac 1000. Da. Vezi, o mașină face mai multe vizionări. 2012. Iau, îți dă 3000 de euro pe BMW-ul cu jacuzzi. Să vină să-l ia. Iau, să vii să iei BMW-ul cu jacuzzi cu 3000 de euro. Ce an e mașina asta? 2012. 2012? Forță. Da, frate, o filmez două videoclipuri. Primul este tank sovietic. Nu mănâncă, frate, 14% mănâncă. Uite, vă pune contactul ca să vedeți consumul. Ia, schimb cu un Audi A8 din 2013. Iau, să-l suni. 35.000. Ultimul preț. Uite. Da, consumul 14% și cum merge el cu ea, numai... Pă, stai, îmi dau gagica pentru ea. Și are 97.000 de kilometri. Doar 97.000? Da.
Ia turează un pic. Poate n-ai verde drept. A, pui de cipă. Gata, 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 că cheamă ăștia garda. Gata. Da, este de vânzare, 35.000 de euro. Navă, navă spațială. Avion. Ia uzi 36.000 și o aduci la Oradea. Să-mi trimite avans. Să-i trimite avans. Fraților, cine vrea să cumpere mașina, căutați pe Facebook. Așa. Pip Hot Tuning. Cine vrea să o cumpere. Cât cai putere? 328 de cai. Cu 35.000 mi-au tir. Să-și ia tir, dar nu se uită nimeni după el. Ia tir, dar nu se uită nimeni după tine. Decât ăia de la CNADR ca să-ți dea amendă. Pe străzile din România nu se merită mașina asta. Se merită pentru cine are în buzunar, mă. Da, păi dai seama că nu poate... Nu se merită, dar are banii respectivi. Ca să vedem dacă se merită. Despre ce vorbim? Gențile costă 3.000 de euro. Păi o iei mai ieftin din Germania, dar nu o iei așa cum e ea cu tot, modificată, tunată, mai bagi 20.000 ea. Fraților, hai că ne apucăm de videoclip. Fraților, că ne apucăm de videoclip, că vă plotați din cola în Fanta pe aici. Nu mai invidie. Respect la toți care apreciază mașina. Restul... Să scopi un papuc de ăsta. Ne apucăm de filmări, tank sovietic, nou videoclip, marca Viață Periculoasă. Stai că uitai că nu trebuie, știi? Da, da. Salut Il Capo Zeus. Am aici o mașină de vânzare pentru tine. Păi da, numai gențile costă kiloganul. Fraților, vă așteptăm la filmări în Craiova, în brazda lui Novac. Salut, salut la toată lumea! Respect! Păi da, numai gențile costă pe locale. Ia uzi, un BMW X5 din 2016. Craiova, hmm? No. Care vrea să mă intre pe mine, mă, pe Facebook? Ce Facebook ai? Profilul, nu pagina. Alin, Alin Pip Cotunin.
Alin Pip Oprițescu. Cine vrea combinații cu mașina asta, Alin Pip Oprițescu pe Facebook. De ce? De old mașina? Păi de ce ai vrea să fie? De banat. Pentru că noi aici suntem în Oltenia. Oltenii. Respect, respect la toată lumea, fraților. V-am zis de ce o vând, ca să-mi iau Lamborghini. De aia se vinde mașina. Sau elicopter. Hai, vă așteptăm în brazdă, cine vine la filmări. În brazda lui Novak, la Simplon, pentru cine cunoaște, știe. Fraților, pentru mașină nu-mi dați mie mesaj în privat. Lupip. Viață periculoasă tatuată piele. Salut, Ionuț Daniel. Da, frate. Ai treabă? Gata, fraților. Închidem, plecăm la filmări. Vă salutăm pe toți. 900. Poți să filmezi din mers, nu, din spate. Da, pe 900 de persoane care ați rămas. Nu e cu ea. Urcă-te tu cu el. Pip, luați-o, faci prima la stânga, imediat pe aici. Da, da, exact printre blocuri aici. Da, du-te tu cu el. Periculoasă ca un tank sovietic. Începem filmările. Pe acolo. Gata, fraților, haideți la filmări.